Bună ziua și să trăiți oraș și poliți, consilieri. În temeiul dispoziției articolului 133, alineatul 1, alineatul 2, litera A și B, articolul 134, alineatul 1, litera A și alineatul 3, litera A și B, articolul 135, articolul 135, alineatul 1, litera B din OEG, numărul 57 din 2019, privind codul administrației, modificările și completările ulterioare, sunteți convocați vineri, astăzi, 17.02.2023, ora 12, pentru a participa la ședința extraordinară a Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Comunei Orbeni, din satul Orbeni, comuna strada Luizii, numărul 200, comuna Orbeni, județul Bacău, unde va fi supuse analize și dezbateri următorul proiect al ordinei de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 7.02.2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației a indicatorilor tehnico-economice comuna Orbeni, județul, faza SF pentru obiectivul de investiții, construire și dotare căminul cultural sat Scurta, comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNI-SA, a amplasamentului termenului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire și dotare cămin cultural s-a făcut acum Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Cuvântul. Domnule? Discuții, propuneri. Dacă sunt propuneri, sau domnul Moraru, altcineva? Trecem la vot, nu? Dacă m-a spus asta, a spus domnul Moraru. Să spunem ce ai de spus, sau mulțumesc, bună ziua. Da, am câteva aspecte din lămurit legat de proiectul ordinii de zi. Primul ar fi procesul verbal al ședinței din data de 7.02. Ședința din 7.02 a fost extraordinară. Conform convocării și a procedurilor ședinței extraordinare din data de 7, deci procesul verbal trebuie să referă la o ședință extraordinară din data de 7. Asta fiind tot extraordinară. Da? Urmează să mai avem una ordinară până la sfârșitul lunii, bănuiesc, că trebuie. Asta e un aspect în care am văzut menționat în procesul verbal. Al doilea aspect, avem două chestiuni în comisia juridică pe care le-am ridicat. Avem aviz nefavorabil, dar probabil domnul președinte al comisiei le va aduce la cunoștință Consiliul Local. Dacă mai sunt întrebări așa, 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 așa. Atenție, legat de ceea ce spus că intervin, da. În antes, în prima frază aici, am scris eu, ordinară în loc de extraordinară, mai jos este extraordinară. Intervin și fac mențiunea, fac o lectură necesară legat de procesul verbal și ședința anterioară, care ședința anterioară a fost extraordinară, 7.02.2023. Nu mai sunt întrebări, nu? De ce l-a avut? Care este pentru? Contra? Împotrivă? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicilor tehnice. Atenție! Primul proiect de pe ordine de zi este procesul verbal la ședinței anterioare. Da. 1. Legat de punctul 1, am făcut mențiunea care există, da? Da. Acolo, nu trecem la al doilea. Eu procesul ăsta verbal eu l-am avut la mapă.
Vă întreb pe dumneavoastră, îi dau citirii procesului verbal în ședințe anterioare? Eu zic că da, nu a fost afișat, nu a fost afișat. Pentru el se afișează după aprobare. Eu de-abia de astăzi pot să-l afișez. Pe cum? Eu trebuia să-l am la mapă să-l iau o conștiință de el. În e-mail-ul transmis cu materialul ședinței, eu nu l-am primit. Este la mapă aici. Păi asta am zis, pe comisie s-au întâmplat discuții, nu a fost dat citire, n-am de unde să iau cunoștință de el. Dar înainte de toate să vă pronunțați și asupra avizelor, sunt, nu sunt, din câte știu, asta ar trebui făcut. Pentru cele două puncte pe ordinea de zi sunt toate avizele. Am avizit la toate comisiile. În partea Comisiei Economice, avizele sunt favorabile. Bun. Comisia Culturală. Favorabil 4 și 1 împotrivit. Asta vine rezultatul votului pentru fiecare din cele două. Da. Bun. Domnul Fanto. Favorabil. Bun. Procesul verbal al ședinței anterioare. Îl citesc. Proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Urban Județul Bacău din data de 7.02.2023, astăzi 7.02.2023, are loc începând cu ora 12 și cu desfășurare în sala de ședințe a Primăriei Comunei Urbeni Județul Bacău, din satul Urbeni, strada Luz numărul 200, Comuna Urbeni, ședința extraordinară a Consiliului Local Urbeni, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii proiectul ordinii de zi aferent cu participarea tuturor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Urbeni. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele de ședință care dă citire proiectului ordinii de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data 31.1.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Urbeni pentru ședința adunării generale a acționarilor a ISEC, Compania Regională de Apă Bacău SA din 27.2.2023. Inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului Hub de Servicii MMSS și MMSS Cod Mai Simis 130.963. Inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții. Are cuvântul domnul Moraru Dan Constantin. Dau citire articolului 243 aliniatul I, litera I din codul administrativ legat de această situație de la nivelul Comisiei Juridice ca prim aspect, iar al doilea ar fi cercetarea disciplinară a domnului Preotesiei Costic, având în vedere afirmațiile făcute de acesta în cadrul ședinței Comisiei Juridice. Are cuvântul secretarul general al Comunei Urbeni, având în vedere faptul că suntem în ședință extraordinară și astfel de materiale trebuiau întocmite anterior acestei ședințe și firește că trebuiau să parcurgă și procedura prevăzută, în acest moment nu putem decât verbal să stabilim măcar dacă aceste aspecte să fie supuse la vot și să facă obiectul unei ședințe viitoare. Se solicită intervenții, are cuvântul domnul Fanto Viorel, îmi pare rău, dar trebuie să-l contrazic pe Dan, dacă ai fost atent, articolul folosește cuvântul poate, peste care cred că ai sărit și nu i-ai acordat importanța cuvenită, te rog să mai citești odată articolul. Domnul Moraru Dan Constantin, mai dă citire odată articolului, domnul Fanto Viorel, stop, ai menționat cuvântul poate, acest cuvânt, această afirmație este una permisivă, poate conduce și la reacții diferite, nu este obligatorie ca acțiunea să aibă o anumită finalitate, oricare dintre cele două variante sunt valabile. Domnul Moraru Dan Constantin, vreau să consemnați că eu, unul, mi-am încheiat intervențiile asupra ordinii de zi. Domnul secretar, în scrierea unui astfel de material în acest moment trebuia să aibă în vedere faptul că pentru acest proiect de pe ordinea de zi, acum nu avem niciun material întocmit și nu a fost trecut prin procedura de avizare la nivelul comisiilor. Pot propune ca situația de la nivelul Comisiei Juridice să facă obiectul unui punct separat pe ordinea de zi, ca și discuții purtate în vederea clarificării acestei situații și stabilirii unor concluzii, dar firește aceasta poate fi avută în vedere raportat și la votul consilierilor. Domnul primar, cred că această situație este clarificată cu atât mai mult cu cât Comisia Juridică, cât și celelalte s-au întâlnit, au parcurs materialele aferente, le-au avizat și orice altă discuție cred că este inutilă. Domnul primar, firește că secretarul Comisiei Juridice va pune la dispoziție atenției cât și secretarului Comunii procesul verbal de la ședința din 31.1.2023, la care, din câte știu, ai refuzat să particip. Mă refer atât la ședința pe comisie pentru avizare, cât și la cealaltă decizie acestea legată de decizia luată în legătură cu calitatea de președinte. Domnul Moraru Dan Constantin, eu nu cunosc noua calitate. Domnul primar, sunt convins că o știi. Domnul Fanto Viorel, credeți că are rost să lungim ședința pentru unele aspecte ce țin de
comunicarea în cadrul unei comisii, aceste aspecte trebuiau rezolvate în interiorul acesteia, fără a implica tot Consiliul Local. Domnul primar, din ce știu, în cadrul comisiei s-a procedat la reorganizarea acesteia, a fost ales un nou președinte în persoana domnului Chermuș Costică, secretar al comisiei a fost menținut domnul Panainte Iftime și restul membrilor. Însăși, convocarea pe care a primit-o pe data de 3.2023 de la noul președinte pentru ședința Comisiei Juridice este o dovadă a faptului că această comisie are un nou președinte. Domnul Fantu Viorel, cred că pe noi ne-au ales oamenii, dar nu cred că ne-au ales pentru a ne comporta așa. Domnul secretar, poate că această procedură s-a făcut în prezența, sau poate nu, s-a făcut în prezența domnului Moraru Constantin și mă adresez atât secretarului cât și președintele Comisiei Juridice pentru a permite punerea la dispoziția procesului verbal în vederea comunicării acesteia, pentru care vă propun să facem o scurtă pauză pentru a pune la dispoziție o copie după procesul verbal. Domnul Moraru Dan Constantin, președintele Comisiei, are legal obligația de a vă pune la dispoziție procesele verbale. Domnul președinte, rog pe secretarul Comisiei Juridice să pună la dispoziție o copie după procesele verbale în cauză. Domnul Moraru Dan Constantin, am solicitat aceste procese verbale și nu sunt în posesia lor. Domnul secretar general, eu nu pot să cred că cineva refuză pune la dispoziție acestor procese verbale, cu atât mai mult făcut în calitatea ta de președinte al Comisiei Juridice, ai acces la aceste materiale. Domnul secretar general, împreună cu secretarul Comisiei, procedează la efectuarea de copii după procesele verbale. Domnul secretar general înmânează domnului Moraru Dan Constantin procesele verbale din data de 9.12, 29.12, 27.1, 31.1 și cel de astăzi. Domnul Moraru Dan Constantin, vă mulțumesc. Se supune la vot proiectul ordin de zi al ședinței de astăzi. Se înregistrează următorul rezultat, 12 voturi pentru și un rezultat împotrivă din partea domnului Moraru Dan Constantin. Are cuvântul secretarul general al Comunei Orbin, județul Bacău, care informează consilierii cu privire la faptul că toate proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de referate de aprobare, rapoarte de specialitate, alte documente aferente și avizele celor trei comisii de specialitate. Are cuvântul secretarul general al Comunei, care precizează că procesul verbal al ședinței anterioare a fost la mapă, la dispoziția comisiilor, ai căror membrii se pot pronunța asupra conținutului acestuia. Domnul președinte de ședință solicită intervenții legate de procesul verbal al ședinței anterioare. Domnul Moraru Dan Constantin, aș putea să dezvolt mai mult, dar cred că ne lungim iarăși mai mult decât este cazul și mă limitez la a spune că trebuie să luați act de faptul că îl declar în fals în întregul său. Domnul secretar general, ai putea dezvolta problema sau problemele pe care le are? Domnul Moraru Dan Constantin, am să declar atunci când va fi cazul și când voi fi solicitat. Domnul secretar general, poți da măcar un exemplu legat de ceea ce afirmi? Domnul Moraru Dan Constantin, suntem presați de timp și nu cred că este cazul. Personal consider că rezultatul votului este consemnat corect, dar sunt unele expresii folosite care nu au fost reflectate în tocmai, nu pot dezvolta mai mult. Domnul Fantu Viorel, cred că ne învârtim în jurul cozii, cred că se încearcă să se dea cu mai multă atenție formei decât fondului, ne-am îndepărtat mult prea mult, asistând de aproape o oră la o tortură fără sens. Se solicită intervenții, nu sunt solicitați, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 12 voturi pentru, un vot împotrivă din partea domnului Moraru Dan Constantin. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi, are cuvântul secretarul general pentru citirea materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, domnul Chelmuș, Comisia Juridică delegează pe domnul primar ca reprezentant al UAT Orbei în această ședință. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 12 voturi pentru, un vot împotrivă din partea domnului Moraru Dan Constantin. Se trece la analiza și dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, care dă citirea materialului aferent, are cuvântul primarul Comunei Orbeni, județul Bacău, care aduce unele comentarii față de aspectele menționate pentru acest punct al ordinii de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat. 12 voturi pentru, un vot împotrivă din partea domnului Moraru Dan Constantin. Domnul președinte de ședință declară închise lucrările prezentei ședințe. Asta este procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă aveți, nu știu, discuții, opinii, intervenții. Domnul Dan, mă rog. Da, mulțumesc. Consider că în prima etapă a ședinței nu au fost consemnate întreaga discuție dintre mine și domnul consilier Fantu, prin care am completat și faptul că exact asta citisem și aveam cunoștință de articolul 243 alineatul litera I, da? Și am completat, citind încă o dată, am completat că știam aspect care nu este consemnat în procesul. Ai mai ajutat întrebări?
știam conținutul articolului și da. Conținutul sintagmei poate. Și asta nu este consemnat că eu i-am replicat domnului consilier cu acest aspect. Totodată vreau să mă aduc aminte că domnul președinte nestatutar Chiamoș Costic al Comisiei Juridice nu a dat citire și procesului verbal a celor două puncte de pe ordinea de zi care au depășit etapa de avizare de Comisia Juridică legat de aspectele care le-am discutat și în ședința anterioară, respectiv încălcarea prevederilor hotărârii 16 din 15.04.2021, privind cartea de președinte al Comisiei Juridice. Bun. Acum astea sunt și chestiuni organizatorice care țin de activitatea în comisie. Pot să intervin în ședința comisiei care a avut loc astăzi, mai ales că și la începutul ședinței m-a întrebat dacă sunt toate elementele necesare în proiect de hotărâri. Da, dar opinia separată nu s-a dat citire. Care se regăsește în procesul verbal. Opinia separată făcută în Comisia Juridică. Da. Privind votul negativ, opinie separată care se regăsește în procesul verbal. Păi nu, dânsul mi-a spus care a fost rezultatul votului. Dacă există opinie separată, și probabil... Și opinia separată trebuie citită. E consemnat în procesul verbal. Este, da. Păi. Și domnul președinte vrea să o aduc la cunoștință. La momentul când intrăm pe fiecare punct, firește că votul, opinia, cred că o să fie aduse la cunoștință. Adică acum eram în etapa de proces verbal la ședința anterioară. Și am sărit la punctul 1 și am sărit și la punctul 2. Am sărit, dar fără să, ca domnul președinte să-și îndeplinească atribuțiile. Nu pot să-i spun eu în permanență care sunt. Cred că o să le aducă la cunoștință atunci când intrăm pe fiecare punct. Referitoare la avizare, domnule consilier. Am spus încălcarea prevederilor HCR 16 din 15.04.2021, din calitățile statutare ale președinților pe comisii, constituirea comisiilor de specialitate. Adică am adus în discuții că domnul Chiermoș Costică nu este președinte statutar. Schimbarea calității de președinte, dânsul susține că există o hotărâre a Consiliului Local pe care nu-i cunoaște numărul. Și a rămas ca în ședința pe Consiliul Local să dumneavoastră să-i lămuriți care este numărul hotărârii Consiliului Local pe care eu nu știu, nici dânsul nu știa și nici ceilalți membri ai comisiei. Nu există o hotărâre a Consiliului Local de dată recentă prin care să fie aprobată schimbarea unui președinte pentru că nici legal nu are cum să existe așa ceva. Există o hotărâre a Consiliului Local care probabil e asta 16 din 2021, nu știu numărul pideros, de asta zic probabil. Da, vă pot confirma. Dacă e 16, atunci e 16. Fondul ar fi constituirea comisiilor corect, de specialitate. Corect. Că e numărul, dar... Hotărârii care au ajuns să aibă acea formă și acel conținut datorită modificărilor intervenite, în sensul că au fost oameni care au existat și au funcționat la nivelul Comisiei Culturale și au trecut la nivelul Comisiei Juridice, care era o altă situație decât situația în care ne aflăm noi astăzi. Pentru că ca să dai o hotărâre de Consiliu cu schimbarea componenței, trebuie să ai în vedere componența însăși, componența nominală. Dacă iei consilierul Popescu Ion de la Comisia Juridică și îl duci la Comisia Economică, este clar că trebuie să dai hotărâre de Consiliu. Ca să schimbi structura și forma unei comisii în interiorul ei, nu ai nevoie de hotărâre de Consiliu. Dacă îmi permiteți, pot să vă contrazic. De asta au loc și discuția asta. Atunci când procedurile comisiilor de specialitate nu sunt prevăzute, se aplică procedurile prevăzute la ședințele Consiliului Local. Președintele Consiliului Local se schimbă odată la maxim 3 luni prin hotărârea Consiliului Local. Dar nu aplic procedura de schimbare a președintelui de ședință la președintele... Domnul secretar, tocmai de aceea eu am făcut o sesizare către executiv, săptămâna trecută, prin care am detaliat aspectele. N-am primit răspuns într-adevăr, dar le-am ridicat aspectele în Comisia Juridică. Membrii Comisiei au cunoștință. Sunt nevoit și astăzi să votez negativ un proiect care poate fi util comunei.
datorită sau din cauza unui aspect pe care executivul nu a procedat până acum și nu dă curs la rezolvarea situației, că doar expresii, păreri, nu clarifică o situație juridică. Din punctul meu de vedere, Comisia Juridică are la acest moment o avizare în fața dumneavoastră nestatutară. Comisia Juridică are o componență care o am aici în foaie, care o am de la conștiință și astăzi... În baza hotărârii Consiliul Local din 16 aprilie 2021. Domnul Chelmuș, având în vedere discuția pe comisie, spune că în data de 31 ar fi o nouă hotărâre prin care dânsul a devenit noul președinte al comisiei. Deci dacă exista o hotărâre, având în vedere că hotărârile toate au fost și afișate, sunt publice. Eu știam că nu sunt, dar dânsii membrii susțin că da. În baza unei hotărâri Consiliul Local au fost schimbați președinții. A președintelui comisiei este o procedură internă, ea s-a făcut prin decizia membrilor comisiei, prin votul lor, pe prin domnirea celor contestat-o în fața executivului înscris săptămâna trecută și încă nu s-a demarat procedura de rezolvare a situației. Deci procedura de alegere nu o stabilește și nu o gestionează executivul. S-a încălcat regulamentul intern și prevederi pod administrativ. De ce? Am explicat de ce. Se încalcă prevederile HCL 16 din 15 a 4 a 2021. Nu sunt încălcate de loc. Este opinia noastră și dar nu am primit răspuns la această solicitare înscrisă. Dacă o primesc, probabil nu să mai avem discuție în fața Consiliului, ci în fața Tribunalului Contencios Administrativ. Este considerată plângere prealabilă, într-adevăr, pe care o susțin și aștept răspunsul executivului. Atunci? Ferește că executivul o să-și facă treaba și o să comunice răspunsul. Deci nu văd nicio problemă, n-am continua ședința. Dar continuați-o, dar eu nu v-am interesat să o continuați. Eu doar v-am adus la cunoștință un aspect prin care astăzi trebuie să votăm două proiecte de importanță pentru Comuna Iorbeni și mai ales pentru satul Scurta, iar eu, din opinia mea, sunt nevoit să votez iarăși negativ, iar oamenii vor considera că din aspectul că eu nu aș dori să se construiască cămin la Scurta, nu că votul și real situația este că eu nu pot să votez atât timp cât avizarea a fost a unei comisii nestatutare. Motivul pentru care eu voi vota negativ toate cele două proiecte de pe ordinea de zi de astăzi este că eu nu am participat la o ședință pe comisie juridică statutară. Implicit nu pot vota favorabil proiectele care sunt din necesitatea satului Scurta, Comunei Iorbeni, întregul său. Acesta este motivul pentru care voi vota negativ. Ca să fie lămurit toată lumea. Ședința este și înregistrată, mesajul tău, da. Poziția ta, este mod cert și sigur luat la cunoștință cel puțin de cei prezenți, cât și de toți cei care vor vizualiza. Este în mod evident. Dar trebuia să dau explicația asta, pentru că s-ar fi înțeles greșit. Votul va fi fără explicații negativ asupra proiectului pe urmă de zi, dar de fapt nu este că eu nu vreau căminul la Scurta, decât să fie în condițiile legale. Plecăm de la aspectul că Comisia Juridică nu a putut fi convocată statutar, iar eu nu am cum să votez. Atât mi-aș contrazice opinia mea. Privind Comisia Juridică, nici de cum. Proiectul de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Explicații pe care solicit să fie menționată și în procesul verbal, ca să nu uităm. Mai sunt întrebări asupra acestui? Să-și la vot. Care este pentru? Contra? Abțineri? Din păcate. Trecem la punctul 2, nu? Sau 3? 2, nu? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici, faza SF, pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural sat Scurta, Comuna Iorbeni, județul Bacău, inițiator
Primar Popa Costache. Da. O să dau citire raportului compartimentului de specialitate și proiectul de hotărâre. În conformitate cu analiza care a stat la baza elaborării programului operațional regional 2020-2024, rata riscului de sărăcie și excluziune socială din România clasează țara noastră pe locul al doilea la nivel european, valori de la nivelul anului 2011. Dezvoltarea infrastructurii culturale și de agrement reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieților cetățenilor urbei, de aceea primăria a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor spații destinate culturii în mai multe zone ale comunei, având în vedere că în cadrul localității Scurta nu există un centru cultural modern dotat și dotat adecvat activităților culturale. Cămile culturale sunt parte din infrastructura publică pentru bunuri și servicii culturale, prevăzute în legea 22/2003 și ordonanța de urgență a Guvernului numărul 118/2006, care reglementează activitatea cămilor culturale și definește ca instituții publice de cultură care desfășoară activități și în domeniul educației permanente, organizare în afara Sistemului Național de Învățământ formal în colaborare cu acestea, având drept scop păstrarea și promovarea culturii tradiționaliste. Populația comunei orbene înregistrează un număr de 3760 de locuitori. Edilii comunei sunt preocupați de ridicarea zonei din punct de vedere economic, social și cultural prin atragerea de fonduri, prin proiecte, creare de locuri de muncă, atragerea de investitori din țară și de peste hotare. Principalele obiective urmărite prin realizarea investiției sunt îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață în comuna Orbene, asigurând creșterea nivelului cultural și social al populației și a gradului de confort al acesteia, creșterea nivelului socioeconomic al comunei, simulând menținerea populației în mediul rural și în special al tinerilor, crearea unor condiții adecvate pentru realizarea de evenimente cu caracter cultural și de divertisment pe raza comunei Orbene, stimularea înființării de ansamblu folcloric, grupuri de muzică și dans, care să permită locuitorilor de pe raza comunei practicarea în cadrul organizat a diferitelor discipline sportive și de divertisment. Stimularea derulării de activități de divertisment sau activități cu caracter cultural și social, creșterea nivelului de educație, de socializare și de cultură a tuturor cetățenilor, copii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu handicap ale comunei Orbeni prin participarea la evenimentele de divertisment, festivalul folclorice și alte acțiuni care pot derula în cadrul cămilului cultural. Dezvoltarea activităților culturale și de divertisment în comuna Orbeni în corelație cu programele naționale de dezvoltare rurală. Creșterea participării tuturor locuitorilor de pe raza comunii la activități cu caracter cultural, creșterea numărului de copii și tineri din comună care participă la festivaluri sau competiții de teatru, muzică, dans, ce se desfășoară în spațiul rural. Amplasamentul investiției, construire și dotare cămin cultural în satul Scurta, comuna județul Dacău, în suprafață de 2359 metri pătrați, este situat în satul Scurta, strada principală numărul 106 și este identificat cu numărul cadastral 60913, fiind proprietatea OAT Orbeni. Unde se intenționează construirea unei clădiri de utilitate publică cu funcțiunea de cămin cultural, sală de festivități și spații anexe cu următorii indicatori tehnici. Suprafața de teren e 2359 de metri pătrați, suprafața construită 440 metri pătrați, suprafața desfășurată 557 de metri pătrați, regimul de înălțime 4+1, procentul de ocupare a terenului este de 18,65%, coeficientul de utilizare a terenului propus este de 0,236, pot maxim admis 40%, cut maxim admis 1,5%. Și următorii indicatori economici, valoare totală a investiției, din care este de 5.513.718,17 lei, cu TVA inclus 6.553.799,57 lei, din care ce plus 3.304.593,90 lei, iar cu TVA inclus 3.932.466,74 lei. Valoare finanțată prin subprogramul CNI, din care ce plus este de 3.205.403,04 fără TVA și 3.814.429,62 lei. Pentru scenariul 2, construire cămin cultural cu structură din cadre de beton armat și închidere exterioare din BCA, structura acoperiștii șarpantă din lemn. Pentru aceasta, amplasamentul situat pe teritoriul administrativ al OAT Orbeni în intragranul satului Scurta, identificat cu numărul cadastral 60913, va trebui să fie predat pe bază de protocol către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Operală de Investiții, după obținerea autorizației de construire.
În acest sens, este necesară aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural în satul Scurt al Comunei Europene de Trubate. O să dau citire și proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru investiția, construire și dotare cămin cultural în sat Scurt al Comunei Europene de Trubate. Consiliul Local al Comunei Orbeni, într-un ședință extraordinară din 17.02.2023, având în vedere temele juridice, respectiv prevederile. Articolul 120 și articolul 121, alineatul 1 și 2 din Constituția României Republicate, articolul 3 și 4 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, modificată prin legea numărul 199/1997, articolul 7, alineatul 2 din legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările ulterioare, referitoare la contracte și convenții, avizele favorabile al comisiilor de specialitate, prevederilor HG numărul 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Ordonanța Guvernului numărul 95 din 12.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului numărul 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții, CNISA, referatul de aprobare numărul 765 din 9.02.2023 al primarului Comunei Orbești județul Bacău în calitate de sa de inițiator, raportul compartimentului de specialitate numărul 762 din 9.02.2023 din cadrul primăriei Comunei Orbești județul Bacău, devizul general de lucrări, prevederile articolului 108 litera, articolul 298 și următorul articol 362 alineatul 1 și 2, articolul 139 alineatul 3 litera G, ale UG numărul 57/2019 privind codul administrativ, în temeiul articolului 129 alineatul 2 litera C, alineatul 6 litera B, precum și articolul 196 alineatul 1 litera A, din UG numărul 57/2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural în sat Scurt a Comuna Orbești, județul Bacău, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire și dotare cămin cultural în sat Scurt a Comuna Orbești, județul Bacău, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de ordonatorul principal de credite prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate. Și articolul 4, prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului de Trubacău, primarului și va fi făcută public prin grija secretarului Comunei Orbeni. Citire, o să mai dau, că am citit citire cifrelor din referatul de aprobare, dacă sunt discuții cu subiectul. Dacă aveți întrebări, domnul Popa. O veche Comisiune Electorală Căminul Cultural de la Scurta este o necesitate maximă. Felicit pașii făcuți de administrația publică locală în condițiile în care și domnul fost primar Fanto a avut cu ani în urmă ideea de a pune în practică acest proiect. Nu numai că poate fi un lătaș pentru cultură, pentru agrene. În condițiile actuale trebuie să ținem cont că poate fi pus în viitor și cu succes, sper să nu fie cadrul, la dispoziția Comisiei de Apărare. Pentru că în vremurile în care trăim, un edificiu de asemenea valoare va fi foarte util pentru comunitate. Mulțumesc! Da, spune, eu ultimul la cuvânt. Două cuvinte, dacă îmi permite. Da, eu am spus ultimul, de asta mi-am... Okay. De asta am spus, eu ultimul pot să ies la cuvânt. Vă rog să mă scuzați pe mine. Nu, nu știam ce intenție are. Vreau să vorbesc și eu asupra acestui proiect, care l-am discutat mai înainte. Acest proiect, cămin, a fost căminul ăsta de mult timp, de când eram în clasa 8-a, deci am 68 de ani. În clasa 8-a, de când am lucrat la acest cămin, și a fost și va fi, sperăm să fie acest cămin în satul Scurta. Nu putem să dăm deoparte acest cămin. Noi am avut ocazii
a făcut câte și mai câte manifestări, câte și mai câte lucruri frumoase în acel cămin. Rog să fie luat în considerare că acest cămin a fost de când este. Chiar dacă cineva crede, nu putem noi veni de la Scurta să venim pentru orice la Orbeni. Nu, că fiindcă dacă a fost cămin acolo, de când l-am născut, eram copil mic, când era căminul ăla, haideți să fie în continuare. Vă mulțumesc. Vă felicitări, consilier. Eu cred că a spus ceva corect. Felicitări. Mulțumesc. Sincer. Dacă mai sunt întrebări. Domnul Cuvânt, după care eu intervin. Era domnul Cuvânt. Două cuvinte doar. Să vă spun că apreciez intenția executivului și inițiativa primarului. De altfel, cu anii în urmă am avut și noi astfel de dorințe, care nu s-a împlinit la timpul acela. Am avut de optat între mai multe investiții, lăsând-o pe aceasta din motive tehnice. Undeva mai în spate, iar pe timpul a trecut și în sfârșit mă bucur că astăzi, în ședință de Consiliu, vom aproba indicatorii tehnici și să sperăm că se va reuși realizarea unui astfel de, un astfel de edificiu atât de necesar pentru satul Scurta, așa cum necesare sunt și căminile, și școlile, și dispensarele. Sigur, un spațiu de cultură nu poate să lucească dintr-o comunitate destul de mare, de altfel, egal chiar cu satul Orbeni. Și nu rămâne decât să vă felicit, să vă doresc succes, să o realizați și să tăiați fabrica. Dacă mai este cineva? M-am înscris, dacă îmi dați cuvântul. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc. O să am nevoie de câteva nelămuriri să le clarific și eu înainte să votez, deși v-am spus, din nefericire va trebui să votez negativ. Da? Dar pe lângă acest aspect, totuși, trebuie să intru și pe fondul problemei. Lucru pe care aș vrea să fiu lămurit de către inițiatorul proiectului, privind mai multe aspecte, dacă îmi permiteți și credeți că aveți bună voință și bună credință să mergem până la capăt pentru a lămuri toate aspectele legate de acest frumos proiect, Căminul Cultural în satul Scurta, nu? Și eu sunt, să știți, de acord ca și satul Scurta să aibă cămin, așa cum are și comuna Orbeni, satul Orbeni, pardon. Doar că ar trebui să respectăm niște proceduri și să fie cu totul legale și să nu ne mai împiedicăm de anumite chestiuni de pe aici, de prin Consiliu, de prin administrații, de prin executiv, care nu, Doamne ferește, să nu o să ajungă să se facă acest cămin. Nu? Că mai de ce? Domnul inițiator, câte cămine se fac la Scurta? Înțeles. Avem, prin sinteza, ordinul MDRP cu adresa 2811 din 26.04.2017, adresa dumneavoastră prin care a solicitat CNI-ului aprobarea pe listă. Corect. Aveți și un răspuns de la CNI pe data din 14.10.2019. Că am fost cuprins în lista sinteză. Înțeles. Astăzi discutăm despre indicatori tehnico-economici privind studiul de fezabilitate. E pasul următor după lista sinteză. Deci, vreau doar să înțeleg, pentru că eu nu cunosc chiar foarte bine termenii ăștia, dar totuși, în ultima vreme am aprofundat un pic, de vreo lună de zile lucrez la lucrarea asta și vreau să o înțeleg foarte bine. Bănuiesc că sunt anumite inadvertenții și aș vrea să le clarificăm astăzi, dacă se poate. Domnule primar, în faza, conform prevederilor 907 din 2016, dacă nu mă înșel, și nu am spus greșit, 2016, sunt anumite etape de parcurs, nu? În elaborarea proiectului. Da. Astăzi le procedăm pe cele din etapa a doua, dacă nu mă înșel. Prima etapă ar fi fost în 2017, tema de proiectare, admis în 2019, da. Studii, și studii de fezabilitate de aici încolo, adică intrăm în etapa a doua. Corect. Corect? Da. Deci noi la momentul de față nu avem un studiu de fezabilitate asupra... E ceea ce aprobați astăzi. Ce se supune aprobarea azi.
Am înțeles. Deci în prima fază, hai ca să repet. Da, explicați-mi dumneavoastră că... În prima fază a stat intenția noastră de a obține aprobarea de a fi incluși pe acea listă sinteză. În 2007. După ce s-a aprobat și am fost cuprinși prin ordin de ministru în lista sinteză, am demarat procedurile pentru executarea acelui studiu de fezabilitate. Lucru care l-am transmis la CNI, dar de diverse motive economice, nefiind buget local alocat pentru astfel de investiții, sau cel puțin insuficiente pentru realizarea tuturor cererilor care au fost la nivel de CNI, ne aflăm în 2023, situații în care aprobăm acel SF-ul, cu acordul celor de la CNI, verificat și transmis încoace spre aprobare Consiliul Local, lucru care se întâmplă astăzi. Noi aprobăm acel studiu de fezabilitate. Deci am parcurs și etapa asta, în condițiile în care se aprobă. Deci etapa 2. Se lucrează, se va transmite la București, vom obține finanțarea, urmează să fie supus spre aprobare, a obține finanțarea, după care se trece la cealaltă procedură. Noi deja suntem și cu proiectul tehnic, în ideea în care trebuie să obținem acea autorizație de construire în curs, lucru aprobat, s-a demarat procedura de achiziție. După ce obținem finanțarea de la Compania Națională de Investiții, se trece la procedura de achiziție pentru execuția lucrării. Cam acest pas. Înțeles. Privind cartea funciară a respectivei locații, ați declarat prin declarație de propunere răspundere că locația este liberă de sarcină, asta fiind în 2017. Bănuiesc că da. Cred că da. Păi domnul primar, în hotărârea din 31.1.2022, la articolul 2, dacă vreți, dau citire. Se aprobă demolarea construcțiilor aflate pe amplasament, construcții care nu fac obiectul predării, identificate din punct de vedere cadastral cu numărul 60.913, anterior încheierii protocolului de predare primire. Pentru ca să putem construi acest obiect, era nevoie să predăm terenul liber de sarcini. Era construcția veche, care însemna căminul cultural vechi acolo, în care am obținut aprobare să-l demolăm, ca în momentul în care lucrarea va începe să fie terenul liber. Da, corect. Iar în momentul de față, la început, era cartea funciară cu tot, cu căminul vechi existent, dacă nu greșesc. Iar în momentul de față, terenul apare liber de sarcini și nu există nicio construcție pe el. Da. Pentru că tot în aceeași hotărâre, la articolul 4, 4, nu, scuzați, articolul 6, se aprobă finanțarea din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Urbeni în valoare de 172.724. Bani cheltuiți pentru demolare. Bănuiesc. Probabil. Nu vorbesc de hotărârea Consiliului Local din 31.1.2022. Am înțeles. Dar că nu era demolat la acea dată, domnul primar. Nu știu de data. Și o să vă explic și de ce. Pentru că pe data de 02.02.2022, la două zile după adoptarea acestei hotărâri, noi s-a depus la CNI predarea amplasamentului ca liber de sarcini. În două zile, sau mai exact o zi, l-ați eliberat. Pentru demolarea terminului vechi, făcea obiectul unei discuții separate în Consiliul Local, unde s-au alocat, dacă nu greșesc și mi-aduc aminte bine, în suma de 40.000 de lei. Vă amintiți, nu? 40.000. Suma e pentru întocmirii SF. Întocmirii SF. Care este achiziționat acum sau urmează la achiziționat? S-a lucrat de atunci, el a fost întocmit, acum a fost reactualizat în aceiași bani. Păi SF-ul, domnul primar, este achiziționat în data de 28 octombrie 2019. Corect. Păi pentru că atunci a fost finalizat. În 2022, cum ați achiziționat? În 2022, pentru că căminul cultural de la Scurta nu ți-am minte să fi fost achiziționat de o sumă de bani. Vă spun eu, 56.000 de lei către Constant Construct. Achiziții pe 28 octombrie 2019. Cred că e vorba de completare la suma care a fost inițială în SF. Nu e vorba de SF-ul, căminul cultural, Sat Scurta. Deci actualizările tuturor datelor care au stat la baza discuțiilor de astăzi, din 2000, când au fost în început din 2017 până astăzi, au suportat diverse modificări. O să fac o pauză. Și dacă vorbim de actualizări și modificări, ar trebui ca proiectul de hotărâri să se refere la modificări și actualizări ale primei hotărâri. Pentru că acum vorbim de un nou început. Noi discutăm de aprobăm indicatorii tehnici, tehnico-economici, care rezultă din SF actualizat.
la data la care discutăm. Păi și proiectul de hotărâre ar trebui să se refere la celelalte hotărâri la care am parcurs referitor la proiectul de privind căminul cultural scurt. În proiectul de hotărâre, dacă nu greșesc, apare un articol care face obiectul... Da, dați-o citire, că eu nu l-am citit din materialul pe care l-am primit. Era de adăugat o frază care abroga celelalte hotărâri sau care făceau derogat celelalte. Eu nu l-am, dați citire, vă rog, nu l-am atât. O să suporte modificări și o adăugăm inclusiv asta, da. Că tot deci, s-a loc. Că tot au fără hotărâri peste hotărâri și acum toate celelalte care nu fac obiectul discuției. Proiectul de hotărâri conține acum acest aspect? Urmarea discuțiilor nu se conține și o să reflecte inclusiv hotărârea. Am înțeles. Atunci... Va trebui să ne indicați cam toate hotărârile care au fost referitoare la acest proiect ca să putem aproba în cunoștință de cauză acest proiect. Avem mai multe cheltuieli și inadvertențe, cum v-am spus. Mie nu-mi place situația asta ca la două zile să-l declarați pe propria răspundere la CNI ca liber de sarcină în acel teren 60.913, când abia cu o zi în urmă ați aprobat demolarea, care era făcută cu vreo 2-3 ani în urmă, dacă nu mă șel. Eu vă asigur că totul e legal și corect. Sușoclat firește cursul toate documentele. Domnul primar, e vorba de 1.700.000 pe care dumneavoastră acum nu puteți să-mi spuneți ce ați făcut cu ei. Eu nu mai spun. Păi spuneți-mi. Eu asta văd din hotărârea asta 31. La articolul 3.1 se aprobă construirea căminului dotat cu cămin cultural scurtă. La articolul 2 s-a aprobat demolarea construcțiilor aflate pe amplasamentul respectiv, 60.913. Corect. Da. Și la articolul 6, din aceeași hotărâri, se aprobă finanțarea din bugetul cheltuielilor servicii și lucrări finanțate din unitate urbane. În valoare de 172.000, 1.727.000. Este aceeași hotărâri privind demararea lucrărilor. Voi era partea noastră de cofinanțare. 170. Sigur că da, cheltuieli neeligibile. Corect, care urma să le suportăm și da. Vezi, da, hai să ne aducem aminte cu atenție. Era vorba de partea noastră, așa erau prețurile la vremea aia. Era partea noastră de cofinanțare în condițiile în care obțineam finanțarea pentru realizarea acestui obiectiv, cum de fapt astăzi, dacă vă uitați în documentul care l-ați avut în față, partea noastră de cofinanțare se ridică firește la o altă sumă. Da? Deci acei 170.000, 1 miliard și ceva, era partea noastră de cofinanțare. Să discutăm cu cifre și cu astea în față, pentru că avem mai da, tocmai asta, am zis că e vorbit să am vrut să ridic aspectul ăsta, n-am avut lămurit. La vremea aia, așa era. Dar e bine să dezbatem, să vădăm o cunoștință de cauză. Da, sigur că nu e nicio problemă și au trecut prin mai multe filtre de verificări toate documentele legate de acest obiectiv de investiție. Da, erau 170.000 de lei, plata pentru care urma noi să o efectuăm în condițiile în care... Există un devizul general, probabil, la vremea aceea. Pe care îl votăm astăzi. Astăzi, da, dar e o altă cifră, care se ridică la vreo 600.000. 600.000 de parte de bugetul local. Cu finanțări, care înseamnă, să fie o proiectul tehnic, vizie și ce Dumnezeu mai acolo, plus utilități. Bugetul local avem doar pe 250.000. Și toate utilitățile. Suma cheltuită până acum pentru acest proiect ar fi... Deci dotarea, finanțarea din UATEA, cheltuielor pentru servicii, așa, era de 172.724,84 lei. Bani care s-au cheltuit? Nu. Nu s-au bani cheltuit. Care urmau să se cheltuiască în condițiile în care ar fi primit obținut finanțarea de la CNI în momentul ăla. Era partea noastră de cofinanțare la realizarea acestui obiectiv. Am deci nu s-au cheltuit niciun leu. La acest moment sunt cheltuiți bani pentru acest proiect? Sigur, va fi plătit CV-ul, avize și mai multe documente care au stat la baza... În valoare de 232.000 de lei? N-aș putea să vă spun cifra exactă, putem vedea. Pentru a vedea că ele au fost de la inițierea proiectului până la sau s-au cheltuit mai multe. Și eu am anumite date. Din execuții bugetare, din hotărâri Consiliului Local. Deci, întreb fiecare obiectiv de investiții, există fișe la final de an, unde fiecare obiectiv însumează niște cheltuieli. Dar nu veți regăsi niciodată cheltuiala asta. Acolo doar au fost puteri cu demolarea construcției. Deci, cheltuială cu demolarea căminului. Este. Este. Cum sigur că păi trebuia să-l lăsăm liber de sarcină. Dar SFU-ul achiziționat în 2019 reflectă cumva construcția și demolarea care trebuie să aibă același parcurs ca și noua construcție? N-am înțeles întrebarea. Demolarea, desfințarea căminului vechi trebuia să aibă același parcurs ca și noua clădire. SF-ul, PTH,
Deci, autorizații de demolare sau de desființare. De demolare. Opțiune de demolare. Este autorizat de demolare. Deci, dumneavoastră, de la 31-a până la 2-a-2-a-2022 le-ați obținut pe toate și le-ați făcut probabil, da. În două zile și ați depus și la CNI pe propria răspundere că este liber de sarcini. Da, sigur. Am înțeles. Da. Deci, pentru SF-ul pentru demolare și... Există autorizații de desfințare... Tocmai de asta ar trebui să le găsească în acest proiect, pentru că acolo, pe acea suprafață de teren, n-are respectiv 60.913. Nu are legătură cu cheltuielile prevăzute aici. Demolarea nu e în transstudiu să fie stabilitate. Știu că nu este. Și atunci trebuiau bugetate undeva în anul 2019, privind o altă... Firește că au fost bugetate, dacă nu greșesc, da. La finele 2019. Altfel nu puteați face plata, sigur că da. Ideea este că s-au făcut declarații pe propria răspundere că este liber de sarcină acea suprafață de teren, dar nu era. Era căminul în construcții. Asta e părerea ta. Din actele care reiese, domnul primar. Asta e interpretat. Astăzi avem de dezbătut un proiect privind construirea și dotarea cămin cultural care ajunge din 2017 cu hotărârea Consiliului Local. Reactualizări pe care noi nu le avem la mapă astăzi. Păi asta am discutat mai devreme, că trebuie introdus un nou articol care să aprobă celelalte. Pentru că în situația de față îmi duce suspiciunea că dumneavoastră veți achiziționa de nou un SF și de nou un PTH. De multă vreme, stai liniștit, nu te mai duce. Nu mai duce lucrurile. Eu nu stau liniștit, doar vă întreb. De fapt, exista un articol care... Stai un pic, dar ăsta cum înseamnă? CNI o transmis, hotărârea finală, în formatul care are... Pentru demersul care trebuie să urma. Deci nu v-a supărat. Din câte înțeleg, era o intenție, deci, atenție, dar în CNI-ul nu a mai subliniat aspectul ăsta și nu mai e nevoie să ajungă. Noi ne aflăm în punctul atât de îndepărtat și atât de avansat, încât, bun, nu că nu și-au rostul discuțiile de astăzi, dar ăia de la CNI așteaptă și astăzi această hotărâre. Corect. Deci o să lași dimineața, o să lași înainte de a intra în ședință, știți? Adică la tot ce s-a făcut referire până acum, parcursii și verificate. Deci sunt niște etape încheiate. Astăzi actualizăm niște indicatori tehnico-economici și predăm un amplasament în condițiile actuale date cu prețurile care sunt la data și de ultimii actualizări existente. Tot ceea ce este în urmă, pur și simplu, ca și hotărâri, având în vedere că aproape că nu îi mai ajută. Ne-au adus aici astăzi, dar o hotărâre prin care am stabilit poate niște indicatori înainte. Vreau să asigur că s-au făcut toți pașii legali și în termenele prevăzute și totul din punct de vedere legal e ok. Trebuie avut în vedere și aspectul că unele dintre aceste proceduri, și asta nu trebuie să fie niciun mister și nici o chestie de luat în derâdere. Sunt multe proceduri de acest fel pe care le parcurgi în paralel. Și ești nevoit să le faci în paralel. Privind demolarea și desfințarea construcției căminului vechi? Nu. Privind demersul final de a avea un cămin la scurta. N-are treabă cu SF-ul. De ce nu înțelegi? SF-ul se referă efectiv la construcția propriu-zisă, nu la ce în jurul ei. Noi trebuia separat o aproba demolarea căminului. Există autorizații de demolare a căminului vechi. Există, care trebuie să aibă și aia SF-ul și există, are toate documentele în spate. N-are nicio legătură cu obiectul ăsta. O să le primești, dar există. Poți verifica la urbanism, mergi și verifică treaba asta. N-are nicio legătură cu SF-ul ăsta, ca să ne înțelegem. Păi n-are, dar trebuie să aibă și ăla. Are tot, din punct de vedere legal, sunt toate documentele, inclusiv autorizații de demolare. Că altfel nu puteam să-l introduc în... PTH-ul privind cu clădirea nouă. Este un lucru. Este un lucru? Da. Când s-a achiziționat? În primăvară asta, după aprobarea bugetului. Eu zic că pe 25 ani tăia, domnul primar. Da, în ianuarie, poftim. N-a fost buget pentru așa ceva, era prevăzut. Era prevăzut, dar nu era aprobat de Consiliul Local. Era prevăzut că va fi. S-a aprobat în decembrie. Știa sigur că va fi aprobat. Cu siguranță. Cu siguranță erau sumele prevăzute. Mulțumesc că mi-au fost de folos în privința informațiilor referitoare la vechiul cămin, cum au fost demolat și am înțeles că există autorizații și există și avize și există și SF-ul și PTH-ul. Care domn primar se obligă să mi le punem la dispoziție imediat o ședință pe el. Vă rog să parcuriți etapele mai departe. Votul meu va fi negativ, atât din punct de vedere legal, ce ține de comisia juridică, dar și pe fond.
Este opțiunea mea. Dacă mai sunt probleme, mai spun acestea. Nu trecem la cine este pentru. Contra. Domnul Mora. Trecem la următorul punct, punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plătării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI, SA, a plasamentului terenului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire și dotare cămin cultural sat Scurta Comunelor Verde de Subacău, inițiator primar Popa Costache. Da, o să dau citire materialelor. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI-ASA, amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construire și dotare cămin cultural sat Scurta Comunelor Verde. Consiliul Local al Comunei Orgânii de Tubacău, întrunit în ședință extraordinară în data de 17.02.2023, având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI-ASA, ESA, plasamentului teren și asigurarea condițiilor în vedere executării obiectivului de investiții, construire și dotare cămin cultural în sat Scurta Comunei Orgânii de Tubacău, referatul de aprobare numărul 764, referatul de specialitate numărul 763, avizele favorabile ale Comisiei de Specialitate din cadrul CNI Urban, solicitarea OAT numărul 1744 din 15.03.2017 privind includerea în programul de construcție, adresa primăriei Comunei Urban înregistrată cu numărul 17.755 din 14.02.2019. Înregistrată la Compania Națională de Investiții conform ordinului MDRAP 2811 din 26.04.2017, faptul că aprobarea indicatorului tehnologice a obiectivului de investiții este condiționată de adaptarea hotărârii beneficiarului conform modelul CNI, privind predarea amplasamentului destinat construcției de pe perioada realizării investiției de bază de protocol, liber de orice sarcini către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI, ESA, care va realiza investiția. Identificarea ca amplasament optim pentru obiectivul de investiții imobilul teren situat administrativ în Comuna Orben, sat Scurta, strada principală numărul 6, județul Bacău, aflat în proprietatea Comunei Orben, domeniul public, în suprafață de 2359 m², identificat prin cartea funciară numărul 60.913, Orben, numărul cadastral 60.913. În conformitate cu prevederea articolului 3, alineatul 3 din ordonanța guvernului numărul 25/2001 privind înființarea CNI, ESA cu modificări și completări ulterioare, ordonanța Guvernului numărul 16/19/8/2014 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului numărul 25/2001 privind înființarea CNI cu modificări și completări ulterioare, articolul 87, alineatul 5, articolul 108, articolul 129, alineatul 1, alineatul 2, litera C, litera D, alineatul 6, litera A, alineatul 7, litera B, din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 139 alineatul 3 litera G din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții pe bază de protocol a unui amplasament teren de teren situat în Comuna Orben, sat Scurta, strada principală numărul 106, județul Bacău, în suprafață totală de 2359 m², teren aflat în proprietatea publică a unității administrative teritoriale, Comuna Orben, identificat prin potrivit cărții funciare numărul 60.913 Orben și număr topo 60.913, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către CNI sau obiectivului de investiții, construire și dotare cămin cultural în sat Scurta, Comuna Orben, județul Bacău. Articolul 2. Amplasamentul prevăzut la articolul 1 se predau vizii viabilizate conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementărilor în vigoare. Nerespectarea acestor obligativități constatată la data încheierii protocolului de predare sau ulterior acestei date este de natură a atrage răspunderea beneficiarului CNI-ASA, asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancțiunii atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de daune interese când
prin neasigurarea unor amplasamente viabilizate, beneficiarul au adus atingere drepturilor și intereselor legitime ale CNISA. Articolul 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către UAT, Comuna Orbea, județul Bacău, cheltuielile pentru racordul la utilități, energie electrică, apă, canal, gaze naturale sau orice alt tip de combustibil utilizat. Articolul 4. Unitatea administrativ teritorială Comuna Orbea se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. Articolul 5. Unitatea administrativ teritorială Comuna Orbea se obligă ca după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat să mențină destinația acestuia și să asigure mentenanța pe perioada de minim 15 ani. Articolul 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Bacău în condițiile și termenele prevăzute de legea 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completări ulterioare. Articolul 7. Cu ducerea îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Orbea și compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbea. Prezenta hotărâre, articolul 8. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Orbea, compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrație prin componența noastră de investiții CNISA și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Da, cam asta e și despre amplasament. Indicatori și celelalte sufere nu sunt. Dacă sunt întrebări acest punct? Domnul Damă, da, aceeași chestiune. Amplasamentul a fost predat și în 2017. A fost predat, a fost doar intenție. Tema de proiectare. Da? Și în data de 2-2-2022 a fost predat către CNI amplasamentul ca fiind liber de sarcini. De pentru care această hotărâre trebuie să suporte modificări, în sensul că această hotărâre modifică hotărârilor care sunt în urmă. Nu, din discuțiile cu CNI-ul și cu cei de la compartamentul juridic, s-au ajuns la concluzia că nu este nevoie să facă astfel de precizări. Eu cunosc motivul. Nu pot să spun acum, dar eu zic că trebuie modificat și așa. Asta le modifică pe aia. Asta e părerea dumneavoastră. Da, este opinia. Momentan. Dacă mai sunt probleme asupra acestui... Dacă nu te ce la vot? Cine este pentru? Împotrivă. Domnul secretar, avizați de legalitate în hotărâre, nu? Să-și în toată, 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 să-și în toată,